contează, da? Zâmbești. Știi, e demonstrat, mie îmi place să merg foarte mult pe demonstrații și sunt foarte multe studii pe care oamenii, Joseph Gardner, dacă căutați, de exemplu, veți găsi. În momentul în care noi zâmbim, pur și simplu contracția acestor mușchi orbiculari din jurul gurii și așa mai departe, cresc producția de serotonină și dopamină cu până la 26% în primele 4 secunde. Deci este uimitor. Pur și simplu zâmbind, ne simțim mai bine neurochimic. Da? Și atunci, de ce să nu încep asta de dimineață? Dimineață m-am trezit, zâmbetul pe buze. Am intenția foarte clară în momentul în care am pus piciorul jos din pat, că încep o zi extraordinară, plină de surprize extraordinare. Cu fiecare pas mă îndrept către îndeplinirea succeselor mele. E o poezioară pe care poți să ți-o spui și să varieze. În momentul în care mă spăl pe față, nu doar mă spăl că mă spăl, ci spăl orice fel de blocaje, spăl orice fel de energie, pentru că în timpul nopții, dacă casele noastre nu sunt curate, să știți că există tot felul de ființe elementale, sucubi și așa mai departe, care se pot prinde de fața și de mâinile noastre. Și atunci e bine să le spălăm. Și întotdeauna cu apă rece. Niciodată cu apă caldă dimineață, că ne stricăm energia masiv. Da? Apă rece dimineața neapărat. Și ne spălăm pe față și eliminăm toată această energie. În momentul în care mergem pe toaletă și eliminăm dejecțiile noastre, avem intenția să eliminăm tot ceea ce este negativ și tot ceea ce este stagnant. Da? În momentul în care mă îmbrac, am intenția să mă îmbrac într-o haină de lumină. Înțelegi? Deci toate lucrurile astea se fac mental. Totul se face mental, instantaneu. Dacă vrei, se poate numi sacralizare, se poate numi consacrare. La fel consacrarea, da? Am un pahar cu apă, îl consacru divinității. Fac o acțiune, am intrat în emisiune, eu am intrat cu toată bucuria și cu inima extrem de deschisă și intenția mea a fost așa, consacru toate roadele acestei emisiuni, divinității și binelui suprem al tuturor celor care se uită, astfel încât prin gura mea întotdeauna să iasă doar ceea ce este bun și ceea ce este util. Și să ajungă mesajul acolo unde trebuie. Exact acolo unde trebuie. Intenția asta este cea mai importantă. Și în momentul în care mă voi ridica de pe acest foarte confortabil fotoliu, voi avea intenția ca oricine se mai așează pe el să se simtă bine și cel puțin la fel de confortabil. Mulțumesc. Ca mine. Deci mulțumesc. Fiecare pas. În momentul în care lucrezi efectiv ca un obsedat din ăla de sală, știi? Când ajungi să lucrezi intenția foarte, foarte intens, ca să spun așa, ea va deveni extrem de puternică și va deveni atât de puternică până la nivelul la care vei putea într-o clipită să influențezi materia. Oamenii au senzația, adică noi avem așteptări ca toate aceste tehnici să funcționeze de pe o zi pe alta, rapid și așa mai departe. O să mă țin de aceeași paralelă și o să mai adaug încă una. Domnule, eu știu cel mai bine. Când mergi la sala de forță, te aștepți să mergi cu 100 de chile și să faci 70 într-o lună? Nu se poate. Când începi o dietă, te aștepți într-o săptămână să-ți vină 3 măsuri mai mici la pantaloni? Nu. La fel și în lumea energetică. Avem până la urmă legea corespondenței. Precum este sus, este și jos, și cum e și jos, legea ritmului. Este sus. Nu se poate. Din păcate, sigur, există cazuri și există excepții, să zicem așa, steroizi energetici. Care manifestă, da? Așa repede. Da, dar ei au o încărcătură și un bagaj ancestral, karmic, deosebit și niște misiuni speciale deosebite și, sigur, hai să-i numim excepții. Da? Dar vorbind pentru 99,9% din persoane, ca și mine, de exemplu, a trebuit să ne antrenăm și ne-am antrenat. Și partea bună este că acest antrenament, iată, după ani și ani și ani de zile, dă niște roade absolut excepționale. Și da, mai trebuie să ne antrenăm mintea. Da, așa. Trebuie să ne antrenăm mintea și există 5 reguli, dacă pot să le zic. Da. Mintea trebuie să fie orientată cât se poate spre lucruri pozitive. Evitați poluarea mentală. Poluarea mentală înseamnă focusarea și intrarea în rezonanță cu lucruri negative și cu răul în general. Orice intră în rezonanță cu mine și cu sistemul meu energetic și mental, mă afectează. Punct. Stai să te holbești numai la murită, la făcută, la accident, la nu știu ce, se creează o rezonanță în tine. Da? Întotdeauna ne focusăm pe pozitiv. Al doilea principiu, mintea trebuie exersată în fiecare zi și există 3 momente din zi în care mintea noastră este accesibilă, intenției mult mai mult. Odată ce ne-am trezit de dimineață, e fix înainte să adormim și după masa principală a zilei, care poate fi la prânz sau când o fie. Pentru că atunci creierul este mai relaxat. Creierul e relaxat, intră automat în frecvenția alfa, intră sub 10 Hz, ceea ce este extraordinar și atunci putem lucra cu ea extraordinar.
A treia regulă pentru exersarea minții este ca în fiecare zi să ne oprim măcar 3 minute, minimul necesar, și să medităm asociativ. Ce înseamnă meditația asociativă? Pur și simplu lăsăm mintea liberă și vedem ce vine. Nu ne agățăm de ce vine, lăsăm să treacă ca niște norișori. Da? A patra regulă fundamentală de exersare a minții este să lucrăm în imagini. Oriceea ce vrem să ne imaginăm vizual. Știu, unii oameni sunt auditivi, alții sunt mai kinestezici, alții sunt olfactivi. Ascultați-mă bine, mergeți pe vizual. 80% din cortexul nostru merge pe vizual. Avem dita mai zona care e vizuală, da? Și atunci e cea mai importantă. Și ultima regulă și cea mai importantă, petreceți cât mai mult timp în preajma oamenilor pozitivi care vă susțin dorința. Foarte mulți oameni se întreabă dacă noi putem manifesta și pentru altcineva. În cazul unor relații, de exemplu. O să răspund un tip general foarte scurt. Putem manifesta și pentru altcineva cu o singură condiție, să ni se ceară în prealabil. Da? Dacă încercăm să facem orice fel de manevră energetică sau mentală pentru cineva din sindromul bunului samaritean, dar fără să ni se ceară, este o agresiune energetică. Dacă cineva îmi cere, măi, uite, știu că tu mai știi, nu știu ce, ajută-mă, te rog, să, atunci undă verde putem și de multe ori, curios, avem capacitatea să manifestăm mai bine și mai ușor pentru alții decât pentru noi. Pentru că dăm la o parte fenomenul subiectivității și atunci e mult mai repede. Revenind la amor, la fel putem manifesta sigur și pentru altcineva în cazul în care ne cere, însă sunt anumite particularități referitoare la manifestarea partenerului ideal, ca să spun așa. Ca să manifesti partenerul ideal, în primul rând, sigur, ca intenție trebuie să știi ce vrei. Și eu am un exercițiu în 4 pași, așa, pe care l-am dat, cred că la cel puțin 5.000 de doamne, cel puțin, și rata de succes e peste 85%, ceea ce statistic mie mi se pare deosebit de semnificativ. În primul rând, trebuie să faceți un tabelaj și scrieți așa la capăt de tabelă. Fizic, mental, energetic, emoțional și spiritual. Trăsăturile partenerului? Fiecare, exact, cu pixul pe hârtie, nu mental. Nu mental. Nu, că sunt prea multe. Da? Cu pixul fizic, domne, cum vrei să fie? Înalt, scund, gras, slab, musculos, nemusculos, bărbos, chel. Fără, cum să spun, inhibiții, că nu citește nimeni foaia aia, da? Deci treceți totul. Da? Mental, cum vrei să fie? Vrei să fie ager, vrei să fie mai prost, vrei să fie nu știu cum. Cum vrei să fie emoțional? Vrei să fie tipul curajos, tipul anxios? Vrei să fie fidel? Nu vrei să fie fidel? Trece tot. Spiritual, cum vrei să fie? Vrei să fie deschis spiritual? Vrei să fie, să zic așa, echilibrat? Vrei să fie total străin de spiritualitate? Și toate aceste aspecte le trecem prin hârtie. Ăsta e pasul 1. În pasul al doilea este foarte important în fiecare zi să medităm și să ne creăm un soi de imagine făcută din lumină. Deci ne imaginăm partenerul fără față, nu îi dăm fața cuiva, din nou agresiune. Da? Ne imaginăm pur și simplu partenerul ăsta ideal, făcut din lumină strălucitoare și cu fiecare respirație atragem ca un magnet din univers acele caracteristici pe care le-am trecut pe foaie și ne imaginăm cum toate astea intră în acel partener luminos. Și ăla devine și mai luminos, și mai luminos. Și începem, deci, să o siluetă vedem luminoasă. Exact. Și începem să recunoaștem în el aspectele fizice. Forma începe să aibă contur mult mai bun. Începem să recunoaștem toate aspectele mentale, energetice, spirituale, emoționale pe care le-am trecut. Și asta facem 33 de zile. 33, nu 20. Asta 33 de zile, pentru că partenerul implică și suflet. Deci avem aspectul divin și aici intrăm în numerologia divină, numerologia vecilor egipteni, unde peste 21 aveam acest 33, care la fel are o semnificație deosebită. Și în momentul în care manifestăm acest lucru 33 de zile, silueta aia la un moment dat devine din ce în ce mai fizică, din ce în ce mai material. Da? Ei, de-a lungul acestor 33 de zile e foarte important ca noi să fim deschiși. În sensul că dacă stai închis în casă și nu deschizi decât la curier și vine Moș Crăciun, nu o să materializezi. De unde să vină? Serios, acum trebuie să și acționăm și o să vorbim spre finalul emisiunii neapărat măcar o frază pe tema asta. Ieșim, ne expunem, mediu social, mergem la un ciclo, mergem undeva, da? Este foarte important, pentru că altfel nu pică din cer, n-are cum. Da? E posibil să apară diversi parteneri până să se întâmple cele 33 de zile. Este fundamental important să continuați până în ultima zi, indiferent de cine apare. Da?
mici erori. Iată, o doamnă, la fel i-am dat exercițiu, a fost deosebit interesată, mi-a spus așa, nu, doamne Rusu, pe mine nu mă interesează cum arată partenerul. Și am zis, măi, fată, trece acolo niște etaloni. Nu, că nu mă interesează, eu sunt mult prea evoluată pentru așa ceva. Bine. Și mi-a venit după 2 luni de zile și a apărut unul exact cum a dorit ea. Da? Cu 25 de ani mai mare, cu 25 de centimetri mai mic, chiorg în ochi, care avea hirsutism, adică era extrem de păros. E cam, există niște limite. Deci lăsați astea. Treceți absolut tot, că nu vede nimeni foaia. Da? Și apropo de implicare, nu poți să manifesti ceva material fără să pui osul la treabă. Este fundamental necesar să ne implicăm. Mai sunt doamne care îmi spun, dom'le, poți să-mi dai un exercițiu de manifestare ca să slăbesc? Și am zis, da, se cheamă dietă. Da? Dacă aș ști un exercițiu de manifestare care te slăbește, l-aș aplica eu primul. Da? Slăbitul, dietă și sport. A, poți să vii cu exercițiul de manifestare care să te ajute, știu eu, să nu-ți atârne pielea, să ai pielea fină după aia, să nu știu ce. Da. Deci nu excludem acțiune. Nu. Sub nicio formă nu excludem acțiunea. La fel cum în terapie nu excludem medicul, ca și ax central al actului terapeutic, în manifestare nu excludem acțiunea. Ca să, iată, mai aveam la fel un verișor de-al meu foarte simpatic, zice, pot să manifest un burger sau o friptură sau nu știu ce. Și am spus, măi, dar nu știu cum se materializează. Și zic, doar să vină din greșeală la ușă să se aducă cineva, nu cred. Deci sunt anumite acțiuni pentru care trebuie pur și simplu să te duci acolo. Deci pentru manifestarea partenerului, partenerei ideale, 33 de zile, uh-huh. Această listă cu detalii foarte clare. Da, mai avem și alte, dar poate mai venim o dată și o să vă mai dau niște mici trucuri, pentru că la amor lucrurile sunt foarte complexe. Dar uite, hai să mai dau unul, stai. Așa. Că mi-a venit în minte. Uite, poate sunt telespectatori care au partener, uh-huh. Dar poate relația nu e foarte bună, poate scârție ceva. Ați anticipat întrebarea mea. Okay. Ce facem ca să îndreptăm scârțiala, știi? Uh-huh. Apropo de regula triunghiului. Tot așa. Foaie de hârtie, desenăm un triunghi cu vârful în sus. Da? În vârful de sus al triunghiului, spune așa, relația dintre mine și Gigel este, ce vreți voi, armonioasă, liniștită, umoristică, sexuală, cum vreți voi să fie. Da? Bun. Deci aici relația. În colțul din stânga, da, e foarte important, te pui pe tine. Cine ești? Pur și simplu scrii numele tău. Da? Rizvan. În partea din dreapta, spun numele partenerului. Trebuie să-i cer acordul lui? Măi, ar cam fi frumos. Da, ar fi ideal, da? Ok, bun. Și fie prin metoda dăm energie, nu trebuie să fie inițiat, da? Dăm energie proiectului respectiv, fie prin metoda cu cristale, dacă vrem un efect și mai rapid și mai în forță, în fiecare zi, știți voi, odată, două sau de trei ori pe zi, energizăm chestia asta. O să vedeți foarte rapid rezultate, pentru că certuri și probleme care erau destul de vechi încep să dizolve, să dilueze, să dispară. Dezacorduri între voi, știu eu, interferențe la nivel de gusturi, toate astea încep să se armonizeze. Este fantastic cât de ușor funcționează exercițiul ăsta. Asta nu înseamnă că e în caz liberul arbitru, nu, sau că îl influențezi în vreun fel. Sub nicio formă. Acum, dincolo de asta, orice doi parteneri, de exemplu, ar trebui să lucreze în mod activ către echilibrarea lor rațional. Ar trebui să ia de mână și eu am o vorbă. Dacă îmi vin la mine oameni și spun ne certăm, ne nu știu ce. Măi, certați-vă ținându-vă de mână. E singurul exercițiu pe care eu îl recomand astăzi. Care sunt cele mai... Avem câteva minute la dispoziție și aș vrea ca o concluzie. Mm-hmm. Care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem în a manifesta dorințele? Unde apar blocajele? Sigur. În primul rând, manifestăm lucruri care nu sunt în limita posibilului. Da? Regula numărul 1 a manifestării este ca ceea ce doresc să fie în limita posibilului. Da? Dacă eu vreau să mă însor cu Angelina Jolie, s-ar putea să nu meargă. Înțelegi? Că, na, nicio tehnică. E un pic mai departe de antena Stars, știi? Și atunci e greu să ajung. Dar dacă eu vreau să-mi găsesc o parteneră potrivită cu care să mă însor, atunci este foarte posibil. Da? Asta e prima. A doua greșeală este dubiul. Dubiu ce înseamnă? Astăzi am început manifestarea, vai de mine cât de entuziasmat sunt, mâine, dar dacă nu merge. Da? Îndoială. Dacă și cu parcă să plimbau într-o barcă, să țineți minte, dar dacă trebuie tăiat.
trebuie scos din vocabular. Ori de câte ori apare dar dacă în capul nostru, atunci se cheamă dubiu, iar dubiu destructurează algoritmii energomentali pe care noi îi folosim în manifestare. A treia, mă rog, greșeală mult spus, piedică, să spunem așa, în calea manifestării, este manifestarea unor lucruri care sunt doar de dragul de a vedea dacă merge. Hai să fac să văd dacă merge. Nu. Când fac să văd dacă merge, ce nu am? Credință. Da? Deci nu facem nimic din curiozitate. Nu. Hai să văd dacă merge. Frate, merge. Ok? A, pot apărea eșecuri? Normal, ce credeți că eu n-am avut? La început apar eșecuri. Pe măsură ce evoluăm, eșecurile sunt din ce în ce mai mici, dar să nu uităm că eșecurile sunt cel mai important mod prin care noi putem să învățăm lucruri. Învățăm ce nu am făcut cum trebuie și ce e de făcut cum trebuie. Și ultima greșeală care poate apărea în manifestare este la un moment dat să ne crească orgoliu. Tot reușind să manifestăm lucruri din ce în ce mai complexe, ajungem să avem complexul de Dumnezeu, ajungem să ne credem atât de atotputernici, ceea ce nu e fals, suntem atotputernici, dar ne credem mai atotputernici decât semenii noștri. Și să nu uităm că suntem egal cu toți, suntem din același Dumnezeu. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați prezentat toate aceste secrete, să le spunem așa. Eu vă aștept cu drag oricând în platoul nostru. Sper să veniți, să ne mai dezvăluiți din cunoașterea dumneavoastră. Mult succes!